Iubiți credincioși penticostali, iubiți români, astăzi este o zi cu dublă semnificație pentru noi. Pe de o parte, de Ziua Națională a României ne aducem aminte cu recunoștință de evenimentele istorice care au culminat cu alipirea Transilvaniei la regatul României. Este un bun prilej să ne amintim de responsabilitatea biblică pe care o avem de a ne ruga pentru țara noastră și mai cu seamă pentru cei rânduiți de Dumnezeu în diferite funcții de conducere. Ne rugăm pentru o guvernare înțeleaptă în această vreme de criză și cerem o călăuzire specială atât pentru cei care fac legile, cât și pentru cei chemați să le aplice. Ne dorim ca membrii elitei conducătoare, indiferent de orientarea politică, să fie sensibili la principiile moralei creștine și să o transpună în propriile lor vieți, contribuind astfel, prin exemplu personal, la însănătoșirea morală a țării. Ne dorim ca toți să descopere că numai o relație personală cu Hristos, poate umple vidul moral și spiritual din inima omului contemporan. Dacă suntem ispitiți să privim cu neîncredere prezentul și cu îngrijorare viitorul, trebuie să ne reamintim că anul 1918 nu a fost mai puțin dramatic decât cel pe care îl trăim noi. După războiul care a vlăguit Europa, a urmat temuta gripă spaniolă, care a făcut milioane de victime în întreaga lume. Fără să se lăsa descurajați de aceste circunstanțe dramatice, Delegații românilor din Transilvania și din Banat s-au îndreptat spre Alba Iulia pentru a proclama nu doar unirea lor cu România, ci și principii fundamentale, precum libertatea politică, libertatea de credință, libertatea de expresie și dreptul la liberă asociere. Astăzi, prin harul lui Dumnezeu, ne bucurăm să trăim împlinirea dezideratelor pe care le-au avut miile de români prezenți la Alba Iulia. Chiar dacă drumul nostru ca țară nu este lipsit de greutăți, ne bucurăm de pace între hotare și pentru asta trebuie să-i fim recunoscători lui Dumnezeu. Totodată să nu uităm de tragedia poporului ucrainean și să nu încetăm să ne rugăm pentru cei pe care războiul i-a alungat din casele lor, ori a condamnat să-și petreacă iarna în frig, sărăcie și lipsuri, sub amenințarea permanentă a morții. Anul acesta am sărbătorit și centenarul mișcării Pentecostale românești. Mă bucură progresul uimitor pe care Dumnezeu l-a dat bisericilor din țara noastră. Sunt recunoscător și plin de apreciere pozitivă pentru tot ce au făcut înaintașii noștri. Mă refer aici atât la pionierii credinței pentecostale, care au zidit biserici sănătoase și au imprimat o creștere care continuă până în prezent, cât și la frații care au condus biserica în ultimul mandat. Cred cu tărie că Dumnezeu încă mai are lucruri mari pentru noi. El este gata să ne surprindă cu binecuvântările sale. În crezul nostru este înrădăcinată convingerea că revărsarea Duhului de la cinzecime a fost dată pentru împuternicirea bisericii, pentru împlinirea marii trimiteri. De aceea am doresc ca toți creștinii penticostali să-și recapete pasiunea pentru Domnul nostru Isus Hristos și pentru mântuirea celor care încă nu au gustat din bunătatea Lui. Cât despre mine, vreau să mă împlinesc chemarea cu o inimă smerită și să fiu o punte între generații. Vă cer să mă însoțiți în rugăciunile voastre ca să-mi pot împlini misiunea cu abnegație, cu vrednicie și curaj. Voi continua să-i slujesc cu respect pe cei care sunt în vârstă și totdeauna să încurajez focul din inima generației tinere. Domnul mi-a pus pe inimă mai multe obiective despre care cu siguranță voi vorbi curând. Am mari speranțe pentru viitorul României și al Bisericii Pentecostale. De aceea mă rog din inimă pentru o revărsare proaspătă a puterii sale peste națiunea noastră. Dumnezeu să binecuvânteze România! La mulți ani, România! La mulți ani, români din țară și de pretutindeni! Alpha.